Galeria Centrului de Cultură găzduiește în această perioadă o expoziție de pictură și fotografie semnată de artiștii care au luat parte la simpozionul organizat la Grădina Botanică din Șibou în vara acestui an. Vernisajul a avut loc ieri în prezența artiștilor care au creat aceste lucrări. Potrivit unuia dintre organizatorii expoziției, Radu Șerban, lucrările prezentate în această expoziție au fost realizate de artiști din România și Republica Moldova în timpul celei de-a cincea ediție a simpozionului de arte vizuale Arta în Grădină, desfășurat la Grădina Botanică Vasile Fati din Jibou în perioada 6-20 august 2016. 5, 34, 6, 102. Deci 102. Și să vă fac și traducere. 5 înseamnă 5 ediții ale simpozului nostru Arta în Grădină, deci de 5 ani la Grădina Botanică în Jibou. 34 înseamnă 34 de artiști din România. 6 înseamnă 6 artiști din străinătate, asta însemnând Polonia, Ungaria, Moldova și Canada. 100 este numărul lucrărilor care s-au realizat în cei 5 ani și 2, cele două colecții care s-au format în acest timp, cu lucrările produse în cele 5 ediții, colecția Centrului de Cultură și Artă și colecția Grădinii Botanice din Jibou. Această expoziție a fost vernisată și la Grădina Botanică Jibou. Potrivit artiștilor prezenți la vernisaj, anul acesta este una dintre cele mai ridicate calitative expoziții bilanț care exprimă atât pe fiecare artist în parte, dar exprimă și aerul grădinii, tema ediției a 5-a simpozionului Arta în Grădină.